Candele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Din nou, pentru a câta oară, prezentăm o realitate pe care liderii României nu o schimbă, ba din contră nici măcar nu se implică. Este vorba de prețurile la care se achiziționează atât materia primă din agricultura noastră, cât și produsele finite, căsăt din carne sau lactate. De această dată venim cu o informație legată de prețul cu care ouăle sunt cumpărate din ferme. Cât costă oul în raftul marilor magazine, știm cu toții. Aflați că pentru un ou cumpărat direct dintr-o fermă avicolă nu se oferă mai mult de 54 de bani. Cornel Stroiescu, investitor în mai multe domenii agricole, printre care și cel avicol, prezintă cu date și fapte această realitate despre care vorbeam atunci când am început să vă prezint materialul realizat de colegul meu Marius Milea. Interviu pe care îl difuzăm imediat. Vom fi forțați până la urmă dacă hipermarketul ne dă oportunitatea să mai creștem prețurile, atunci, cum pare rău, nu mai putem să producem, pentru că nu poți să mergi pe pierdere dacă cereale vor crește, așa cum s-a anunțat, va crește prețul, dacă prețul la energie va crește, așa cum s-a anunțat, cu toate că noi, România, producem. Cred că suntem țara din Uniunea Europeană cu care produce cea mai multă energie verde. Ținând cont că avem hidrocentrale, avem parcurile din Dobrogea pe eoliene, avem parcuri fotovoltaice, sunt acele mini hidrocentrale pe râuri, dacă vorbim de Jiu și așa mai departe. Deci producem. Nu știu de ce în România prețul energiei a crescut atât de mult. Deci în sectorul agricol, primul pas, se vor concedia oamenii și al doilea pas, se vor închide fermele. Și în al doilea pas, cum spuneam, se vor închide fermele dacă nu se ajustează prețurile atât cât să ne... într-o fermă trebuie să ai un minim de profit, pentru că ajungem acolo. Eu zic că singurul lucru și cel mai important, guvernul, parlamentul trebuie să se implice, să vedem ce facem cu prețul la energie, pentru că de aici vin toate scumpirile. Nu de la noi, de la producători, nu de la cei care muncim în câmp.